Încă o victorie pentru Corvinul Hunedoara. Corbii albaștri au fost peste Vulturii Violeți în confruntarea de sâmbătă de pe teren propriu din runda 18-a a Ligii a doua. Corviniștii s-au impus cu 2-0 în fața piteștenilor după un meci pe care l-au dominat, bifând astfel al cincilea succes consecutiv în fața propriilor fani. Într-o zi cu însemnătate pentru corviniști, 38 de ani de la victoria cu 3-1 în fața Stelei, care avea să câștige la scurt timp Cupa Campionilor Europeni, echipa Corvinul a început perfect meciul cu FC Argeș și după 5 minute conducea cu 1-0 pe tabelă, golul fiind înscris de către Antoniu Manolache. Aveam nevoie de această victorie. Această săptămână n-a fost prea ușoară pentru noi. Am analizat ce am făcut mai puțin bine la Buzău. Astăzi ne-a ieșit, am intrat și foarte, foarte bine. Băieții au fost foarte montați, nici n-a fost nevoie de aportul meu, nici la pauză. I-am simțit chiar de ieri de la antrenament. Au fost foarte conectați și la fazele fixe. Nu că ne-au ieșit până acum fazele fixe, dar ieri au ieșit foarte, foarte, foarte bine și sincronizarea dintre ei și cel care bătea cornerul și băieții care atacau, să știți că ne-au ieșit niște lucruri și la antrenament. Mă bucură faptul că reușim să înscriem și din faze fixe. Concluziile succesului de sâmbătă cu FC Argeș au fost trase și de către marcatorul celui de-al doilea gol, Marius Kindriș. A fost un meci pe care l-am tratat cu intensitate de la începutul meciului până la sfârșit. A fost un duș rece la Buzău, am analizat ceea ce am greșit. Cred că s-a și văzut că nu am mai început cu acea timorare, să zic așa, și am fost cu piciorul pe accelerație de la începutul meciului. Ca de obicei, alături de albaștri au fost mii de suporteri care și-au susținut echipa favorită.